ca tehnicile să le lucrezi corect la început, să nu te grăbești, să nu te precipiți și automat progresul se va vedea de la săptămână la săptămână. Salut, campionule! Astăzi o să-ți prezint 5 sfaturi pentru antrenamentul la sacul de box pentru începători, ce te va ajuta să-ți îmbunătățești performanța la antrenamente, să progresezi și să devii un luptător mai bun. Primul și cel mai important sfat: ai nevoie de un echipament corespunzător, gen bandaje pentru a-ți proteja încheieturile, monturile și nu-ți auza foarte tare mânușile, mânuși bune cu un burete mai mare și constrângere bună pe încheieturi pentru a-ți proteja încheieturile când vei lovi la sac. Pentru că dacă ești începător, vei lovi greșit și vrei să nu te accidentezi, pentru că dacă te accidentezi, nu te mai poți antrena și nu mai poți progresa. Tibiere, dacă te dor tibiile la început, atunci când lovești la sac, este foarte important să te protejezi la început, pentru că orice accidentare te oprește din te antrena și nu vei mai progresa. 2. Ai nevoie de o postură bună, adică garda. Și acum o să vă arăt garda de kickbox. Este o diferență un pic mare între garda de kickbox și garda de box. De aceea, probabil, mulți o să fiți confuzi garda care o să vă arăt acum. Dar aici, la Samurai, de fapt, noi lucrăm kickbox, Thai boxing, da? Și brațele vin sus pe frunte, da? Mi-ating fruntea aici, ok? Și picioarele nu sunt foarte îndepărtat și nici foarte aproape, da? Sunt la un pas spre înainte, ok? Genunchi ușor flexați, brațele aici sus. Și probabil te întrebi, de ce nu aduc coatele apropiate? De ce nu sunt aici? Pentru că în kickbox noi lovim picioare, genunchi, frontale. Distanța este mult prea mare și dacă adopt garda de box, adică coatele apropiate, brațele, pumnii sub ochi, nu mai văd foarte bine partea de jos și nu mă mai pot proteja împotriva loviturilor de picioare, frontalelor, loviturii de genunchi. De aceasta, de aceea noi în kickboxing avem aici brațele sus. Da? Și probabil zici, măi, dar nu o să încasez lovituri la trunchi, nu o să fiu lovit la trunchi. Distanța este mult mai mare în kickbox, da? Deci distanța este mult mai mare față de box. La box, distanța este mai mică și neavând picioare, da? Nu lucrezi picioare în box, lucrezi doar brațe, normal că tu trebuie să te acoperi și la trunchi, să ții coatele apropiate de trunchi. Dar în kickbox nu te va ajuta lucrul acesta, pentru că nu vei vedea picioarele și vei fi în dezavantaj. De aceea este foarte important brațele sus. Și trebuie să știi tehnicile potrivite înainte de a începe lucrul la sac. Și cel mai simplu, îți numeri loviturile. 1. Directe de stânga. 2. Directe de dreapta. 3. Croșeu stângă. 4. Croșeu dreapta. 5. Uppercut stângă. 6. Uppercut dreaptă, low kick, genunchi, frontală, bine, middle kick și high kick, ok? De îndată ce ai o idee de aceste lovituri, da, de loviturile din kickbox, deja poți să le lucrezi la sac. Și acum vreau să tranziționez la sfatul cu numărul 3. Trebuie să lucrezi corect și precis loviturile la sac pe care le-ai învățat, da? Dacă începi să te grăbești, te precipiți la început, este posibil să te accidentezi și automat, de îndată ce te accidentezi, nu te mai poți antrena și nu mai poți progresa. Este foarte important ca tehnicile să le lucrezi corect la început, să nu te grăbești, să nu te precipiți și automat progresul se va vedea de la săptămână la săptămână. Relax, ușor, lucrezi corect loviturile și automat vei progresa mai rapid. 4. Trebuie să fii relaxat când lucrezi la sac. Dacă începi să lovești ca o gorilă, ca un robot, pe lângă că vei obosi în primele 15 secunde, ai cele mai mari șanse să te accidentezi. Și dacă te accidentezi, nu te mai poți antrena și știți povestea. Nu, trebuie să fii calm, relaxat. Singura competiție este cu tine însuți.
Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic. Lucrez pentru tine, pentru că automat și forța și viteza crește de la antrenament la antrenament. Și sacul este aici tot timpul. Nu răcește, nu se îmbolnăvește, nu se plânge, nu plânge, nu-l doare. Așa că el va fi tot timpul aici să te susțină, da? Lucrează relaxat, liniștit și cât mai corect. 5. Cum să pui forță pe lovituri? Loviturile de braț și de picior, ele nu vin efectiv din braț sau din picior. Forța vine când îmi pun toată greutatea pe lovitură și face un pic de fizică, nu? Care e ecuația forței, nu? Masa ori accelerația egal forța, adică când îmi pun masa, greutatea, accelerația, viteza pe lovitură, automat vine și forța. Dar vreau ca la început să vă concentrați, să vă puneți greutatea, să simțiți cum puneți tot corpul pe lovitură, da? Bam, 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 da? La fel și la picior. Nu vine din piciorul efectiv lovitura. Nu stau înțepenit în saltea, nu stau fixat în saltea și încerc să lovesc piciorul. Pentru că nu va avea forță și nu va fi eficientă lovitura. Nu, trebuie să mă pivotez ușor pe vârful piciorului și să dau drumul la picior. Și automat, în timp, cu antrenament, vei lovi mai în viteză, mai în forță și va fi mai puternică lovitura. Și acestea au fost cele 5 sfaturi pentru antrenamentul la sac pentru începători. Dacă le pui în practică chiar de acum, vei vedea cum vei începe să progresezi de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, vei deveni un luptător mai bun. Așa că, dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, subscribe canalul meu de YouTube, share mai departe și haide să trecem la treabă!